Bine v-am regăsit! Duminică vom avea parte de un cer parțial noros, dar ziua va fi călduroasă. Termometrele vor indica valoarea de 21 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 22 de grade. Pentru Ludu și Ernu sunt estimate 21 de grade. 20 de grade vor fi în Sighișoara și la Batoș, 18 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 21 de grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, soarele își va face prezența pe cer. În Brașov sunt prognozate 19 grade. 21 de grade vor fi în Bistrița, 20 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 21 de grade Celsius. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 22 de grade, iar în București temperatura maximă va fi de 23 de grade. Duminică noaptea, cerul rămâne senin în mare parte a zilei. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 10 grade, iar în Târgu Mureș 11. Pe parcursul zilei de luni, vremea se închide, iar norii își vor face prezența. În Reghin, maxima va fi de 22 de grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 23. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!